făcut, au planul făcut. Cel de la Worlds. Vor să o dea neapărat. Ia să vedem ce se întâmplă. Patch-ul de la Worlds e 9.19, cele cu buff-uri pe Oriana. Am înțeles, frumos. Da, o să fie interesant. Începe și draftul, vedem primul ban Irelia din partea celor de la Next Please. Oare de ce o banat Irelia? Pe... pentru SQ Cristian și pentru Ascan. Da? Cel mai probabil, okay. Da. Kai s-a banat de către Asteroid pentru Mihai Baros, deși și-a jucat foarte mult Lucian. Silas... și Xayah s-a jucat destul de mult. Da. Silas banat pentru Next Please. Xayah banat pentru Xayah, Asteroid. Da. Ah, zice, okay, se banează AD Carry. Poate banează AD Carry. No, da. Se tactica lui speedistul ăsta. 100%! Și Fiora ban, pentru că tocmai a primit, cred că... 3 buff-uri, da, 3 peciuri la rând. Și Lucian, ăsta-i draftul Speedy. L-am văzut, te văd Speedy, Pitezomanule, te văd, te cunosc. Vladimir Părți pilot de comeback acolo. Să vedem ce vor lua acum băieții din Red Team. Evident, vor lua una de carry. Vedem și imagini din sală cu băieții care fac draftul. Sunt și admini acolo în spate, n-au voie să clipească deloc echipele. E ilegal clipitul. Și evident este ilegal. Mă întreb însă, uite, dacă s-au banat... Caitlyn Morgana pe bot. Caitlyn Morgana și face 1000 counter la Vladimir. Da, ăsta e draftul făcut de Speedy, l-a visat aseară și a ies... nu cred așa ceva. Two access. Da, two access, că mă rog, sunt two access. Cred că se uită trash, și el. Trash, a luat trash. Și dacă ia Morgana, nu o să fie prea plăcut pentru ei. E counter. Wow, nu pot să cred. Da, Draven și trash. Probabil versus Caitlyn și Morgana. Da. Sunt Dumnezeu la draft. Speedy, să știi că are și Nexus meci mai târziu, dacă vrei. Păi cum? Că dacă eu l-am, fac eu, frate. Mă duc acolo, nu se poate mai așa ceva. Chiar, da, chiar ban acolo da, pe Karthus și o să mai fie ban pe Lis. Hai să vedem dacă avem dreptate sau nu. Evident, Akali, mi-a banat Akali lui Cristian. Și acum o să vezi banul pe Lis. Unu? Nu, se banează Ciogatu. Păi dacă e tank... Se banează Ciogatul ăla. E tankul României pe top, guys. Vai, dar cât de bine a banat acolo. Da, foarte frumos. Foarte bun draft. Deci, uite, știi care ce au greșit aici și de la Next? Trebuia, pentru că oricum ar fi jucat Ciogat sau Saiyan, ar trebui să-l ia din prima rotație. Oricum asta ar fi jucat. Da, și vedem de Chaos pe Nocturne. Chaos care joacă foarte mult, hai să zicem în română, că după aia zice lumea încet că m-am murdărit. Nocturne. Haos. Nocturne. Zicem Nocturne. Și Jarvan luat de... Next Please. Ce micuț e Jarvan, vezi, față de trash? Da. Așa e și în joc, dar te pregătește cu scâteagul ăla. Ah, da, corect. Și știi că avea un skin care îl făcea și mai mic. Da. Mai e ăla pe cal. Mă rog, nu e pe cal în joc, dar... pe cal. Da, chiar e. Oh, Shen, da. Shen la cal la carte, băieți, pentru băieții de... pentru băieții de pe Twitch. Și ce zic, Shen cal la carte. Oh. Și ultimul pick, care probabil o să fie... Gangplank pentru Ashkan. Oh, Gangplank. Gangplank versus Jarvan. Ah, nu, versus Shen. Păi counter direct. Deci este un draft făcut. Deci nu, meciul ăsta, draftul celor de la Asteroid este impecabil. Impecabil. Botul winning matchup, top winning matchup, jungle e destul de bun după 6 și mid Vladimir versus Casio. Dar l-ai văzut pe Chaos jucând Nocturne? Da, l-am văzut. Chiar e impresiv, adică... Da, îți negrește ecranul. Da. Odată la ceva timp. Trebuie să iar monitor. Chiar ți-l negrește. Nu, chiar a jucat foarte bine Nocturne, împotriva celor de la Suxen, săptămâna trecută. Da, da. Interesant. Deci, altă parte, ce părere ai tu acolo de... De? Vedem Vladimir pe comeback. Da, mai rar. Mai rar că e mereu banat, dar în principiu, da, este surprinzător. Faptul că avem așa ceva. Vrei să-ți zic ceva? Ia spune. Știi că în meciul pe care l-au pierdut cei de la Next versus Second Sight, comeback a jucat Vladimir. Crezi că e bad luck Vladimirul? Oricum draftul l-a pierdut, poate. Deci draftul e pierdut. Deci pentru cei care vă uitați de acasă, dacă vreți să faceți un draft calitativ, Asteroid. Da. Cel sau Asteroid. Speedy. Sau Speedy, da, mă rog. Nu, un draft foarte bun. Chiar draft nota 10, mondial. Nota 10. Mi-a plăcut tot. Treia de chiri banați și... Banuri perfecte, bine, perfecte, mă rog. Că suntem în România și că... Banuri perfecte pentru România, da? Da, exact, pentru context. Și suntem back in the game. Vedem acolo sus Undefined Next versus Ast Undefined. Da. Avem pe... E nedefinit. Codăm și nu codăm, dacă știi ce zic. Codăm și nu codăm? Da. Ok. Eu zic codăm. Codăm? Codăm. Aoleo. Gata, m-am codat, frate. Eee, uite-le. Uite acolo scorurile. 5-1, 4-2. Da. Atât au în Liga RL. Vrem să punem acolo ca să vadă lumea exact câte meciuri au jucat băieții și
cât de puternici au fost în Liga Real. Exact. Mai ales că ar trebui să fie 6-1 și 4-3. Da? Astea scorurile lor, da. Da. Avem și prima pauză. 0-0. E românească, e românească. Este corect. Și 0-0 e bine. Ne place. ne plac pauzele. Gata, păi avem pauză, ne putem relaxa, ne putem hidrata. Da. De ce nu? Hai că mă hidratez și eu. Vrei să facem un duș? Mi-e sete, nu... Adică, nu știu. Ah, scuze, am citit eu greșit. Ai citit greșit hidratare? Dar ce credeai că este? Da, m-am hidratat. A, gata, s-am hidratat. Bun. Băi, hai să mai vorbim puțin de acest draft impresionant. Mama, avem o vorbă și în sală. Deci este un draft impresionant. Sincer, eu nu m-am așteptat să văd un asemenea draft. Și, de fapt, nu m-am așteptat ca Next să pice în capcana asta. În capcana, a picat în capcana lui Vitezomanului. În capcana Vitezomanului. Da. Nu trebuia să-și ia așa picurile. Sincer, da. Nu trebuia să aibă o primă rotație cu totul și cu totul alta. Da, însă Vitezomanul, Vitezomanul are acest 3000 IQ. Speedster, are 3000 IQ. Deci este fantastic. Când vine vorba de mind games și de citit adversari, este... E, are acolo IQ ridicat. Mega extra ridicat. Extra. Da. Da, cam așa arată și sala, cu cupa în mijloc. Acolo se face și premiera jucătorilor. În stânga avem pe asteroid, mă rog, îi aveam pe asteroid. Și în dreapta... N-am nimic. Îi aveam pe Next Please. Da, un micuț. Deci, rămâi la 2-1, nu? Rămâi la 2-1. Eu? Da, sincer, rămân la 2-1. Nu știu sigur pentru... Eu merg pe asteroid meciul ăsta. Mergi pe asteroid? Da. Ai încredere. Vede ce-au luat first pick? Blue side? Mă rog, a fost red side, dar mi-am luat bait, am crezut că-s blue side, dar a fost red side. E inteligent. Inteligent este. Este foarte, foarte inteligent. Și aici să știi că este o chestie pe care și celelalte echipe, de care celelalte echipe ar trebui să țină cont. Da? Am văzut chestia asta și am mai spus-o legată de Next. Ei joacă... Cotus Main este tankul României pentru un motiv. Da. Joacă tanci. Joacă acel Cho'Gath. Cho'Gath-ul e singurul dintre tanci, da, care poate în mid-game sau în late-game să dea flash R pe un adversar, mm-hmm, și să-l omoare pe un AD carry, pe un mid-laner. Ceilalți tanci nu pot să facă asta. Deci nu prezintă un pericol la fel de mare. Echipele au fost destul de reticente în a bana Cho'Gath. Uh-huh. Dar ei oricum, cei de la Next, nu și-au Cho'Gath-ul decât în a doua rotație pentru ceva motiv. Deși îl joacă mereu. Cho'Gath, Sion, Shen. Uh-huh. Și le iau mereu în a doua rotație. Ceea ce e o greșeală foarte mare din partea lor. Pentru că adversarii oricum cam știu ce e picul ăla. Cam știu ce o să joace pe top lane. Da. Prin urmare, ar trebui să le ia în prima rotație și după aia să mai ia altceva în funcție de ce s-a banat și așa mai departe. Haideți să vă explic exact de ce s-a luat Gangplank în Shen. În principiu... Pentru că pirații sunt mai șmecheri decât ninja? Nu, what the fuck? Dar e adevărat! Nu! Deci, Shen, după cum prea bine știți, are ultimata care se teleportează pe hartă. Bun. Iar Gangplank fiind singurul counter, din două motive. 1. W-ul lui Shen. Cred că ne intrăm înapoi în joc, da? Ne întoarcem în joc. Suntem live cu prima semifinală, 0-0 în acest moment, în acest best of 3. Asteroid versus Next Please. Cred că o să vedem de ce Gangplank e counter pentru Shen. O să vedem imediat. O să vedem. Dar pot să explic, că nu se întâmplă nimic. Hai să vedem. Sau? Hai, explică, te rog. Nu, place, eu cred că... Viorele, vrea să apese pe mouse. Hai să vedem dacă va apăsa pe mouse sau nu. Să vedem ce vor face. Da, n-a apăsat. Hai, micuțule, povestește-ne despre Bun, Gangplank pentru chat, da? Pentru băieții din chat. În principiu, W-ul lui Shen este destul de bun, pentru că blochează auto-attack-urile. Dar, dacă îți dă barrel plus Q, Gangplank tu tot iei damage-ul. Deci asta e primul, mă rog, counter, cum ar veni. Iar al doilea counter este ultimata, care... Este mult mai utilă ultimata lui Gangplank decât ultimata lui Shen, pentru că poate să lovească mai multe targeturi. Mă rog, practic CPM de scut, dar așcam de damage. Un fel de mini free lane pentru Gangplank în acest matchup. Din câte mi-aduc aminte din discuția mea cu Orom, așa, când jucam cu el, singurul moment când Shen poate să câștige este până în level 3. Și cred că mi-aduc aminte destul de bine, că mi-a plăcut foarte mult GP-ul.
Deci dacă nu câștigă până în level 3 Shenu, o să aibă un match greu. Doamne, dar ce gangplank avea Oromi. Da, un gangplank super. Chiar super. Barbă neagră direct, nu așa. Da, barbă neagră. Bun, match-ul a început destul de slow. Evident, o să joace mult mai calculat pentru că este concurs LAN. Uite și pe comeback de agresiv joacă. Incredibil de agresiv și da, este Cristian. La canalul s-o rămână. Și exact cum sau de ce sau cum a ajuns în situația asta, dar chiar a folosit toată mana. Mai ok, băi, Speedy e deștept un drafter, dar oare SQ Cristian e atât de confortabil pe Casiopea? Cred că l-am mai văzut pe SQ Cristian pe Casiopea chiar și în etapa a doua, dacă nu mă înșel. Și cred că e ok. Close acolo, by minus, dar pe RFX, care are Guardian pe Morgana în acest matchup. Guardian pe Morgana, destul, băi, interesant și asta. Vrea să stea aproape de carry-ul lui, vrea să îl protejeze cât mai bine, o să-i dea special și eu și scapă da, de... Da. Vedem acum crabul luat de răducul, de morcovel. Celălalt răducul, morcovel. Celălalt răducul, morcovel. Chaos fiind denied de acest lucru, păcate pentru el. Și partea cealaltă, ce ziceam? Crabul nu l-a luat. Ah, ba da. Nu acum l-a luat. O să-l ia. Probabil că se bate din nou Jarvan și cu Chaos pe canalul de bun, și acum Chaos unde se duce? Se duce în partea de topside? Da, cred că va lua acel crab. Forțează ceva early pressure? Cred că vor fața doi crabi cei de la Next Please, asta le oferă un avantaj destul de mare de call. Sau ar fi, ar fi interesant, ca și eu pe aia nu cred că poate face contest acolo. Nu, oare Chios da, nu se pure, vine nu și... Nu se poate face contest decât cu Gangplank, care vine și el. Și aici trebuie să fii atent cel de la Asteroid. Da, SQ Cristian ar trebui să dea. Pentru că riscă, e un risc imens. Ca și eu pe aia deja în afară ecuației și acum riscă un... Unde-i CPM? Nu are smite, vine acolo foarte tare pe Chaos. Chaos lăsat destul de low. Chaos! First blood făcut de Rex, please. Ce greșeală pentru un crab de 150 gold. Da, mare greșeală aici. Pe botlane se dă un flash, mai dăm cu play să vedem ce mai face acolo. Foarte low, ia Mihai Baros, kill-ul pe Caitlyn. Schimb răspunde și Caitlyn pe Mihai Baros. Mă rog, Morgana pe Mihai Baros nu a fost deloc worth pentru că uite-te ce a cumpărat Draven. Opa, avem, da, vedem avem o problemă pe botlane acolo. Mihai Baros este un jucător foarte, foarte bun de Draven. Iată că au fost banat picurile, să zicem, utile în competitiv și și-a luat un pic util pentru el acest Draven. Dacă nu știați, e așa o chestie, adecherii români au o afinitate pentru campionul ăsta. Avem cei mai buni jucători de Draven din lume, sunt sigur. Cred că avem vreo 4. Cred că România sunt cei mai buni jucători de Draven, punct. În toate regiunile. Dacă vrei o să putem să vorbim o dată despre cei mai picuiți campioni. Campionii preferați ai românilor. Dar Viorele pe răducul lui, n-am văzut faza asta. Și hai să vedem ce s-a întâmplat acolo. Opa. Flash dat în bush, dar aveau ward deja cei de la Nexus și evident au luat kill-ul fără probleme. Mulțumim pentru 6 reloare pentru kill-ul. Da, e... Băi, știi că uite, e foarte util ward-ul ăla. Am văzut... atunci când practic am înveți să joci de carry. Întotdeauna ți spune că ward-urile în bușuri, în lane, poate să fie gen... Game changer, exact. Poate să fie make or break. Da, Viorele e un jucător extraordinar de trash, probabil unul dintre cei mai buni jucători de trash de la noi din țară. Da? Da. L-am văzut în ultimele sezoane. Da, eu te cred, doar că nu știam, pentru că în ultimele sezoane l-am văzut mai mult pe da, și pe Ardent Support și eventual pe Rakan. Dar nu l-am văzut până acum pe trash. Da, ciudată această informație. Știu că este, cred că, un avid jucător de trash și are, cred că are 1000 de meciuri pe trash. Okay. Sincer, la modul ăla, adică chiar îi place foarte dar mult. Dar nu sezonul ăsta. Nu sezonul ăsta, zic all time. Adică chiar un jucător foarte bun de trash. Fiind de cei mai buni din țară. Avem câțiva jucători buni de trash. E mai bun decât mine? Hai să nu vorbim despre cum joci cu League of Legends, că suntem totuși la un concurs aici, într-o semifinală a țip. Corect, nu suntem la World. Jucător pe trash, am să zic. Da, vedem un prim dragon, cred, sau, nu, un prim, încă un fight aici. Un fight aici făcut de jungler, vine și ultima zi pe LGP. Foarte bun scutul dat de RFX, îl salvează acolo pe Chaos. Și apoi vine firul, flash acolo, încă un flash dat. Foarte bine, dragul arătă un foarte low. Nu a fost primenată la Vladimir, Gangplank este prea în spate când se poate face ceva acolo. Și Next Please câștigă acest fight. 5 la 1 pentru Next Please, ce început puternic de joc pentru ei. Fără drept de apel îl câștigă.
deloc coordonat și din asteroid în acest început de meci. Da, n-a fost un început prea bun pentru ei. Au forțat un fight la level 6. Bine, nu a fost rău fight-ul, dar Ashkar a fost mult prea în spate. Atât ultima dată de GP, instant m-a venit teleportul, pardon, teleportul. Ultima dată din partea lui CPM. Problema cea mai mare a fost faptul că nu avea Kios acolo level 6. Aici mi se pare că uite la Vladimir. Vladimir, asta este perfectă intrarea pentru el. A dat ultima dată pe toată lumea aproape. Da, 4 persoane, mă rog. Da. Da, un fight început dar din fără... nou, un pentru Ashkar. Un scuttle crab. Da, tot începe cu un scuttle, la tip. Da? Da. Bine, era și infernal ăla și știi, după cum zic eu prea bine, acel infernal este feblețea lui CPM, deci practic... Toată lumea vine la infernal. Nu știu, sincer, acum pentru ce draft au cei de la asteroid îl joacă destul de prost. Da, trebuia să aștepte level 6 de Nocturne, care este mega important într-un compul lor. Da, dar deja au dezavantaj foarte mare. Este un 2000 gold, nu e atât de mare da, diferența. Da, într-adevăr, da. E un early game. N-a scăpat Vladimir de sub control, pentru că n-a luat niciun kill. Draven nici el nu a scăpat să zice sub control. E totuși ok. Nu știu ce face Cristian aici. Da, multe... Deci, ok, acolo avem parte de destul de multe kill-uri pe Jarvan. Da, care crezi că merge pe tank build? Da, o să merg pe tank build, pentru că și-a făcut acel item verde de junglă. Evident, Nocturne o să meargă pe cel agresiv roșu. Da, știu că l-am văzut pe Chaos, are un stil destul de ciudat de a juca Nocturne-ul ăla. Mi se pare că își face GA, second item. Nu e neapărat atât de ciudat, pentru că stop-ul te poate salva dintr-o situație. Da, da, bun, adică îi permite să facă engage-uri un pic mai riscante. Tankul României s-ar putea să aibă ceva probleme aici. Ia să vedem cum va scăpa CPM din această situație. Da. Sunt acolo doi băieți care îi bat la ușă. Da, doar îi bat, atâta. Da? Cine e? E asteroidul. E jungla, deschide. O, ultimată. Da, uite că CPM nu... Și ia kill-ul acolo pe Morgana. Morcovel foarte bine. Au luat kill-ul acolo pe RFX. Nu arată foarte bine cu celor de asteroid. E acolo cu ultimata și blue. Ce mișcări pe Mihai Baros. Absolut incredibil. Absolut incredibil. Dar pe mii din nou să vedem trade Eski Cristian foarte rău, bine cultivat din probleme acolo și să vedem Chaos risc acolo puțin. Se bate cu comeback când se vine Shen. Dă ultimata și îi face tower dive acolo. Va muri Chaos neatent, riscă prea mult în acest early game. Nu avea Eski Cristian cum să mai arate acolo. Nu avea niciunul dintre coechipieri aproape de el. S-a băgat foarte, foarte adânc. A uitat, cred, de ultimata de Shen. Însă, iată, ăsta e riscul meseriei. Tu ce părere ai, micuțule, de aceste play-uri? Acest play făcut de Nocturne a fost foarte slab și foarte rău. Și ți-a stricat din ziua. Nu mi-a stricat ziua. Din mai multe puncte de vedere. Primul, 1. Nocturne nu este luat în acest match ca să facă kill-uri early game. Nocturne este luat pentru teamfight-uri. Practic ei au nevoie de acea ultimată de Nocturne ca să controleze fight-urile mai bine decât Next Please prin W-ul lui Casio, ultimata de Nocturne, ultimata de Gangplank, binding-urile Morganei. Deci practic ei își folosesc cea mai importantă abilitate din acest match pentru a lua un fight random pe mid, un kill pe Casio. Evident, ei nu și-au dat timing la ultimata de Shen și au fost mega surprinși de ea, adică Kios a fost mega surprinși de ea și chestia asta cam costă. Și acum Black Shield-ul ăsta n-a fost bun deloc, pentru că Viorele a dat un hook excepțional, vine și Baros cu un kill, stopa și pe RFX și lasă acolo pe RFX. Nu pot să cred că l-a lăsat să scape, da, nu știu de ce le era frică, dar... totuși 8-1 pentru Nex în momentul ăsta. Da, 8-1 și vor lua 2-3 plate-uri aici, cel mai probabil. Deja diferență de 5000 gold între Next Play și Asteroid. Da, și nu prea pare că funcționează această strategie a celor de la Asteroid. Crezi că draftul e bun, dar playerii nu-l pot executa cum trebuie? 100% draftul este bun, dar nu a fost executat, au forțat fight-uri early, au forțat fight Jarvan vs. Nocturne. Da, early game și după cum spuneam, doar după level 6 poți să faci acest matchup să meargă pentru Nocturne.
Au forțat un fight cu o Cassiopeia pe River fără mana, altă greșeală foarte mare, da, dar era scrisă treaba acolo, deci cum am văzut despre ce se îndreaptă, mă rog, faza aia, am știut că nu e de bine pentru ei. Mă rog, au greșit acolo, poate să zicem că aia a fost faza, catalistul care a dus la căderea asta a celor de la asteroid în acest meci. Da, păi se poate întâmpla, să știi. Hai să vedem, acum Porcovel pe bot lane, vine acolo și Black Shield-ul, dar nu prea ai ce faci la acolo de Jarvan, dar... foarte bine, să kill-ul, ia acolo Jarvan, kill-ul, 5 kill-uri deja pentru Morcovel! Cine e Morcovel? Care? Morcovel este, iată... Este... Păi să știi că el... Poate fi și el tankul României, uite, un Jarvan tanky corect, 5-0-5. Așa... Eu cred că merită să fie și el în aceeași propoziție. Merită, nu? Da, cu răducul. Uite, și Heraldul și Dragonul în același timp. Da? Chiar foarte multe obiective făcute în acest match. Bun, poate ăsta să fie un moment în care cei din asteroid să ia ceva, un mic avantaj poate cu Heraldul. Nu știu dacă o să fie atât de mare diferență. Cu acest Herald, dar vom vedea. Hai să vedem. Hai să vedem. Dar trebuie să creeze undeva pressure. Pentru cei de la serie. Ok, au luat Herald, trebuie să-l dea undeva. Unde? Crezi că... Uite, s-a făcut și switch. Vedem Caitlyn Morgana. Poți să mergă top lane, dacă tot s-au mutat. Ok, deci în momentul ăsta ar trebui să forțeze pressure pe top, să îl dea acolo. Vreau ca să vor și pace. Fază ușor aici topul Răducu. Da, și dăm Baros și Vio fac un tâi un pic din junglă, după care acum se arată pe top lane. Da, Heraldul nu apare momentan. Da. Nu apare încă. Bine, hai să zicem, cred că dar nu știu, e nașpa, că trebuie să, de exemplu, ca să-l bată pe CPM, trebuie cred să dea commit la 2-3 playeri în momentul de față. Păi am încercat 2 playeri și n-au reușit. Deci trebuie 3. Așa că am jucat foarte agresiv acum, mult mai agresiv decât l-am văzut până acum. Nu mai poate nici el. Da, vrea să se bată, dar are un tank acolo și nu prea confit. Bine, să vedem cum vor scala băieții din asteroid. Chiar dacă vedem aici, nu au vision asteroidul. 7000. Și se pune ward, une ward în cele din urmă. E și Chaos pe topside. Bine, nu are range de ulti, dar cred că a fost văzut Morcovel. Da, a fost văzut. Da, dar aici deja... Atâta timp cât... Să zicem că există un număr egal de membrii a echipelor într-un fight, cei de la Next au câștig de cauză. Nu, ce face Răducu? Ce-a făcut acolo Răducu? Nu foarte bine, pentru că sare acolo foarte tare Nick, dar comeback! Ce greșeală! Oh, SQ Cristian! Ce ultimată de SQ Cristian! Foarte bine jucat de SQ Cristian. Se mai domolește puțin acest fight, nu riscă. S-a trezit asteroidul. S-a trezit. La Fiori. Ce play au făcut acum? Comeback acolo, puțin prea încrezător în propriile... Poate a dormit la meciul ăsta, dar m-a trezit acolo SQ Cristian cu un flash foarte bun. Ashkan nu și-a dat teleportul și va lua acest turn de pe topside. Oare vedem o ascensiune din partea celor de la asteroid acum? Cum ai că aproape a dormit? Nu știu, m-a luat așa. Erau 10 kill-uri în 15 minute. Cum nu știu, cum frate, ai adormit, frate? Tot pic obosit. Ești un pic obosit? Da. Vrei să dormi? Da. Hai că fac căcat. Culcă. Sunt, dă-ți jos castă. Bine. Da. A dat acolo puțin damage în turnul de pe mid. Nu foarte mult damage pentru că... No. Nu puteai să... Nu puteai să-l... să pige. Da. Nu mă așteptam la SQ Cristian să facă play-ul ăla. Sincer. Adică... Băi, da. Chiar l-a nimerit bine. Pentru că ai văzut, uite. Cei de la Next nu sunt totuși... nu sunt imbatabili. Adică... Da, a făcut o mică greșeală comeback, ceilalți din echipa asta n-au știut exact ce să facă, n-au știut cum să reacționeze și Cassiopeia a profitat de treaba asta. A prins ultima dată pe 3 oameni totuși, e chiar e foarte bine. Cassiopeia nu prins niciodată chestia asta. Nu ai șanse să faci chestia asta, e da. Destul de greu într-un meci competitiv. Chiar i-a prins pe băieții din Next Please, așa, nu știu cum să zic,
La înghesuială. La înghesuială, da. Da, în continuare asteroid, ai văzut că după aceea n-au mai forțat acel fight. Deși nu știu dacă aveau de ce să se teamă neapărat. Însă pentru ei e de-abia începutul, acum se trezesc. Va fi un meci destul de greu, să știi, pentru ei. Va fi o serie grea pentru ei, de fapt. Da, va fi o serie grea, mai reduc din gol deficit. Nu uita că au gangplank și scalează foarte mult, iar Nexpris au 5 kill-uri pe jungle-ul lor, care nu este chiar cea mai important, mă rog, nu neapărat rolul important, dar eroul pe care îl joacă nu prea da, depinde de kill-uri. Tocmai asta e chestia, că ei, cum să zic, sunt în față, dar au gol da, exact, părțit exact, nu sunt chiar unde și-ar dori. Vedem pe CPM acolo cu deja 40% cooldown reduction, de fapt 45, care și din rune, cel mai probabil care și cartea aceea pe top. Va urma aici un... Da, dau turnul asteroid, dau presiune foarte mare pe linia de pe top. Ce se întâmplă? Într-odată meciul ia o întorsătură neplăcută pentru... Da, nu mă așteptam, să ia ceva pe top. Dar uite, vezi, cei de la Next, ok, au destul de mult gol pe tanci, au destul de mult gol pe... engager, să zicem așa. Însă pe damage dealer nu prea. Nu cred că au atât de mult. Nu au foarte multe kill-uri damage dealeri și asta s-ar putea să-i coste. Da, interesant oricum. Uite pe Ashkan cât de agresiv e. Da, e foarte, foarte agresiv. Și sincer până acum, uite-te și tu, e 40 CS în față aproape? Nu, 30 CS. Mă rog. 26. Dacă vrei să-i fie acolo. Are ceva CS în fața lui. Fața lui CPM. Da, cei din Naseroid trebuie să fie atenți la scoreboard, să vadă acolo acel stopaj pe trash, să nu-l focuseze cumva într-un fight și să se întoarcă fight-ul. De ce l-ar focusa pe trash? Ar trebui... Un mining de Morgana moare. Bineînțeles, e greu să focusezi Vladimirul când are... Uite și stopajul pe Nocturne, despre care vorbeam mai devreme. Foarte, foarte bine. Dar uite totuși că mi se pare că sunt două Draven pe... Două Draven, doamne. Două iteme pe Draven. Două iteme pe Draven. Deci mă termină, mă încurcat așa puțin. Da. Cam asta e early game-ul. Acum o să urmeze mid game-ul. Deja e minutul 20. O să fie lupta pentru Baron. Cel mai probabil. Bine, nu chiar atât de early. Probabil în ceva timp. Și... consider că pardon. Consider că dacă va mai dura meciul 30-40 de minute, 30-40 de minute, crezi că o să avem meci de Da, derby. Derby? Nu, glumesc, dar trebuie să dureze cât mai mult. Pentru că e important e un fel de important e foarte important ca ei să scaleze. Interes. Ok. Ca cei de la asteroid să scaleze, nu? Da. Ok. Pe momentan nu se pot bate și... Da, dar tot și cu scaling-ul, ce de la Next... știi care e fața? Că deși și-au luat destul de multe ban-uri, și-au luat destul de multe target ban-uri, ei tot sunt pe niște campioni pe care sunt destul de confortabili. Da, Vladimir, Draven, deci chiar Thresh, sunt pe niște campioni... Shen ăla chiar cu... Chiar și Jarvan. Homewrecker al lui CPM. Vine TP-ul din partea lui, Ashkan foarte early. La alt instant. Și cred că vor forța aici un fight. Dar aici n-au CPM nu are nici TP și nu are nici ultimata. Hai să vedem dacă forțează fight-ul. Acolo foarte bine se bagă SQ Cristian în hit. SQ Cristian este puțin SQ singur. Cristian. Nu stă foarte bine SQ acolo. SQ Cristian, alo? Vine acolo și ultima dreptată lui Chaos. A ieșit din pit. E ok. Dar uite, vine gangplank de pe flank. Chaos își dă stopwatch-ul. Foarte mult damage luat de cei de la Next, double kill pentru Draven, totuși nu focusează nimeni. Răducu este lăsat singur, triple kill pentru Draven. Mihai Baros arată încă o dată că este unul dintre cei mai buni AD carry din România și CPM îl omoară pe Ashkan. Uf, cred că a durut asta. Și ia acolo și treci kill-ul pe Nocturne, 14-2, va pica Baronul și cel mai probabil acest prim match se va îndrepta către echipa Next Please după acest Baron, pentru că deja diferența de gol a devenit aproape 11k, 10k, mă rog, e 10k 700. Și nu știu cum mai pot reveni în acest match băieții din Asteroid. E prea mult,
cred că e prea mult. Deja. Deci, a pierdut mult prea mult pe fight. Vine ultima dată din partea lui Nox, Cernu sare și ia foarte mult damage în ultima dată de trash și ajunge cu un viață. Rufix apoi sare nici, nu cred că avea stop-ul gata. Și un play foarte bun din partea lui Viorele care dă un flash play extraordinar pe Morgana și pe Caitlyn. Apoi Ashkan lăsa singur și pare prea mari șansele după CPM l-a prins acolo și l-a bătut de unul singur. Pușează acolo topul CPM. CPM care a fost foarte inteligent, a venit foarte rapid de pe top side, de pe bot side, pardon. Nu avea ultima tap, i s-a făcut, mă rog, între timp. Și a fost un fight destul de bun. Dacă se erau toți în pit, cred că fight-ul arăta mega diferit. Și da, era... dar se doresc și Cristian acolo, nu, și a fost foarte ciudat. Așa deci trebuia să din, înceapă din fight-ul. Start, setup-ul. Deci cred că asta e una dintre problemele celor de la Asteroid. Nu știu să-și facă setup la fight-uri cum trebuie. Da, o greșeală destul de mare. Tot Mitch-ul a greșit la chestia asta. Adică sunt, parcă joacă așa un pic instinctiv și pe fugă. Hai să dăm acolo, hai să... Da. În termeni de fotbal ar fi că se duc unde e mingea, știi cum ar veni. Și cred că, na, cam așa fac și... Așa, cred că asta fac în momentul de față. Da, un avantaj măricel pentru băieți. Next Please arată foarte bine în această zi. Chiar, nu știu, chiar par super consistenți, adică mult mai bun decât ce am văzut în săptămâna normală, să zicem. Și consider că un avantaj foarte mare în acest match și nu cred că mai au vreo șansă să-și revină Next, pardon, Asteroid. Nici nu cred că mai au cum să mai țină de meci, de acest meci. Mm-hmm. Da, și... poate... Și obiective, 5 turnuri pentru Next Please, 4 dragoni, un baron, iar Asteroid au doar 2 turnuri. Ok, dacă celor de la Asteroid, și asta e doar așa o recomandare personală, ia zi... Dacă celor de la Asteroid le place să facă acest... chase după adversar, acest chase după meci, cred că ar trebui să joace niște campioni și un team comp care le permite să facă chestia asta. Un team comp din ăla, de te bați tot timpul și na, aia faci. Cam asta e. Nu cred că ar trebui să mai gândească neapărat la counter picks și la așa ceva. Cred că ar trebui să mizeze pe propriile lor forțe în meciurile următoare, nu pe slăbiciunile adversarilor. Să meargă pe ce știu. Cred că asta ar fi totuși ceva un pic diferit, pentru că iată, vedem aici că ei au jucat un team comp pe care nu l-au putut executa cum trebuie și cred că asta este și cauza pentru care vor pierde acest prim meci. Însă, na, poate, uite, ce crezi că ar trebui să facă meciul ăsta să revină? Mai vezi vreo șansă pentru ei? Sau ar trebui doar să aștepte poate vreo greșeală de asta imensă de la adversari și aia e singura lor șansă de a reveni în meci? Dacă nu aveau Vladimir în care ai putonul de W dacă faci o greșeală, sau Jarvan care poate să dai rush după aia IQ afară și toată n-aș și greșelile alea, sau Shen care să își dea taunt-ul, nu știu ce greșeli poți să faci, adică meciul ăsta e destul de... Și vedem acolo, vedem un Draven care are totuși Bloodthirster, are Phantom Dancer, are boost de armură și a luat și stop-ul acum. Un trash, da, care pe, vedem, un trash cu Mikhail's Crucible. Da, până și trash-ul e tanky și... Deci, greșeală pur. Joacă atât de safe și au atât de multe planuri B cei de la Next, încât cred că ar putea să piardă 3 fight-uri unul după altul și n-ar puțin nimic. Totuși. Sincer, dar mă rog, nu 3 fight-uri. Două fight-uri. Două se poate, două 3 fight-uri, nu. Da. Deci și în momentul ăsta sunt atât de în față și au atât de multe plase un de siguranță. Și pe Shen, și pe Jarvan și pe Shen. Deci, da. Din nou, aceeași chestie, greșeală proof. Nu poate să greșească cât vor. Mai joacă League of Legends versus așa ceva. Versus doi tanci. Băieții bine, pe fapt, tine, nu mai stai. Arunci mouse-ul, pleci acasă. Când vin tancii aia pe tine, nu prea. Bun, minutul 27, am zis acum... Și ce de la Next, uite, asta ar fi un moment bun să ne arate și cum fac ei să închidă un match.
Cred că asta ar fi interesant să vedem. Nu mi-a plăcut asta. În schimb, asta, faptul că n-au închis meciul până acum, mi se pare o greșeală destul de mare. Da, și mi-a adică, totuși vorbeam de acei gargoyle și de tanci de nu știu ce. Bun, ai acești tanci. Du-te, folosește-i. Tată, cu ei. Folosește-i. Ai, n-ai tankul, dai la poartă. Dai la poartă, normal, totdeauna. Dai în turnul, asta e regulă. Nici nu se discută. Trebuie să lovești când ai tanci. Dai tanci. Da, am zis acum 7 minute că meciul va fi gata în 20 de minute, dar n-am mințit. Chiar și cu avantajul ăsta mare pe care au Nextcloud. Uite, ăsta e momentul, ăsta e momentul, gata. Mihai Baros, Unstoppable. Haideți, băieți, să vedem ce faceți acum. Se duc către Baron. Trebuie să ia și Baron. Da. Puteau să ia inhibitorul pe mint, era wave-ul destul de aproape. Mai, au un mai fel de wave clear. E timp, stai liniște. Este timp. Au un fel de wave clear acolo cu Cassio. Dar, ouleu, opa. Cât de meci primești acolo? Problema acolo la Gangplank, flash, da, de Ashkan. Murea. Comeback, da, murea, ar fi mure. Comeback care are două iteme foarte puternice și... El și este puternic. Este puternic, este foarte puternic. Singura problemă, să zicem, mă rog, ar fi faptul că nu sunt foarte decisiv. Uite ce ziceam! Dar rest, acum, vedem acum ce înseamnă decisiv comeback, intră acolo în adversari și le arată ce înseamnă un Vladimir, un Vladimir adevărat venit, venit la rel. Ia să vedem ce PM acolo împotriva lui Răducu îl va omorâ pe acesta. Da, din păcate fight-uri nu foarte bune făcute de asteroid în acest match. Se fac două obiective. Uite, ce PM la Infernal. Da, da, asta vreau să văd. Nu contează că echipa lui face baronul. Infernal e important. Asta normal. Să păi trebuie de extra damage pe Shen. Noi la Infernal. Nu mergem la Baron, e Infernal map. Asta cam așa vorbește CPM. Dar dacă nu vorbește așa, stai să mă gândesc un pic. Gazi, pare o criză de râs aici în dreapta mea. Cam cum vorbește CPM. Am un lapsus acum, trebuie să mă duc. Trebuie să-l aud pe tankul României ca să pot să îl semi-imit. Azib, ești ok? Te-ai roșit la față. Azib? Săracu. Cum zicem, frate, CPM? Da, o să vă... Avem un interviu cu el, sperăm că o să avem un interviu cu el și după o să vorbim despre Infernal. Dar chiar vreau să-l întreb asta, vreau să-l întreb despre Infernal cât mai multe, vreau să aflu tot despre Infernal. De ce ia mereu? Okay. 19 la 2, da? Ne întoarcem. 61k pentru Next Please și 44 pentru Asteroid. Pot înceta, auzi, încheia acest match când vor ei. Sunt atât de în față, comeback e atât de în față, wow. Încât nici nu contează cât focus și aici. Ile trece un rut de acolo, dar nu contează, are și... Ok, hai, ăsta e momentul, să fie decisiv, să închidă meciul. Hai să vedem totuși că au destul de mult wave clear pe din Asteroid și au și presiune cu... Da, ai văzut că Răducu dă totuși ceva damage, nu e? Are 3... Bine, are 2 item. Are 2 item și ceva. Bine, are un item build foarte interesant, este... A pus acolo covorul roșu de treapuri pe Caitlyn? Da, a pus covorul roșu. Îi place acolo wave clear-ul foarte mult lui Cassio și lui Cage. Să vedem ce exact vor face băieții. Acum pe topside, Ashkan încearcă un wave clear, CPM foarte decisiv, vine taunt acolo pe Ashkan și vine și ultimata de drive pentru wave clear, ultimata foarte mult din partea lui Vladimir. Se care bagă comeback acolo, vine și Jarvan să-l ajute. S-au dat stopwatch-urile. Foarte low, Vladimir. Cei din Asteroid, oh! Mihai Baros! Mihai Baros! RFX, crezi că va muri? 100%. Da, va muri. Acolo e 3 Baros, e pe pumn în momentul ăsta, nu, n-ai ce să-i faci. Nu prea mai ai ce să-i faci, 22 la 3 în această semifinală. Triple kill pentru Mihai Baros, să vedem, poate vom avea parte de un pentakill, quadrakill și Mihai Baros, pentakill! Chiar dacă nu apare pe ecran, este pentakill făcut de Mihai Baros. 24 la 3, 31 de minute, am prezis prima parte, n-am zis, mă rog, am zis 24 la 3. Toți dragonii, luați de mai ales Infernally. Mai ales Infernally. Și o victorie extraordinară pentru ei, o victorie categorică. Da, o victorie mare pentru băieții din Next Please. Transiție interesantă aici. Yo, oh! Ce se bucură băieții din Next Please. Foarte... Dați-l pe Mihai! Ce flexare acolo, ne-a speriat Mihai Baros. Nu știam care brand de puternic, adică joacă Draven, dar nu mă așteptam. Mamă, da. Da, cu mouse-ul ăla. Da, puternic.
Da, asta e. Păi o să trec, o să încerc să nu trec prin fața lui prea curând. Că... Da. Deci ai zis ceva rău de Draven-ul lui? A, nu. Nu? Ah, ok. Da, nu știi niciodată. Niciodată cum te, te treci cu un topor, da. Cum vine toporul din partea lui Two Axes. Da, asta a fost primul match, 1-0 pentru Next Please, conduc băieții din Next Please. Ia zi, mai e 2-1 pentru Asteroid? Băi, Zine. Nu, nu știu, nu știu ce să zic. Nu știu, am zis că dacă o să joace ceva mai pentru ei, da, decât ce au jucat înainte, da, poate, poate. Nu zic, nu zic niciodată, da. Next au arătat foarte, foarte bine. Da, am văzut, sunt foarte frumoși și puternici. Vedeți cum face cămașa? Asta înseamnă că chiar a pleznit un pic.